Cel puțin 11 oameni au murit, iar 28 au fost răniți într-un nou atac cu rachete la Krivoi Rog, orașul natal al președintelui Volodymyr Zelensky. Bombardamentele au distrus un bloc cu 5 etaje și un depozit. Autoritățile regionale se așteaptă ca numărul victimelor să crească, deoarece mai mulți oameni au rămas prinși sub dărâmături. Autoritățile au declarat pentru mâine zi de doliu. Перебитый газопровод, два подъезда, три подъезда отсутствуют, окон нету ни одного, как-то так. Sunt primele imagini după ce o rachetă de croazieră a lovit un bloc de locuințe cu 5 etaje. Din înregistrările video publicate pe internet se vede cum totul în jur este distrus, iar clădirea a fost cuprinsă de flăcări. Totul s-a întâmplat în tuiul nopții, astfel că localnicii nu au reușit să se evacueze. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvatori și pompieri, care au demarat o amplă operațiune de căutare a victimelor prinse sub dărâmături. Mai multe persoane au fost rănite în urma atacului. Locuitorii clădirii distruse au fost treziți de o explozie puternică. Я проснулся от первого хлопка слабого. Сразу на балкон это, а второй потом над головой я шарахнуло зарево такое. У балкон вижу, что сыпятся куски горящие, блин. Посмотрел налево, смотрю, первый, второй подъезд с той стороны горит. Ну и все. И начал смотреть, что у меня. Ну, у меня тупо повреждения нема, только внутри стекла посыпались. Președintele Volodymyr Zelensky, care este născut la Krivoi Rog, a condamnat atacul numindu-l act terorist din partea forțelor ruse. Potrivit primarului orașului Oleksandr Vilkul, în total 6 rachete au fost lansate, însă niciuna dintre aceste ținte nu au legătură cu obiecte militare. Усього вночі було 6 ракет, 5 місць вражень, жодного немає відношення до військових. Один багатоквартирний будинок, там склад, на якому там вода, кока-кола, фанта, інші продуктові продукти, і більше нічого немає. Зараз розбираємо завали, ще йде тушіння пожежі. Багато людей втратили свої квартири. Зараз займаємось розселенням. Kremlinul nu a comentat deocamdată explozia, însă reprezentanții forțelor ruse au declarat în repetate rânduri că nu atacă zone rezidențiale. Armata ucraineană a transmis de dimineață că în cursul nopții apărarea antiaeriană a distrus 11 rachete de croazieră și o dronă.